Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună langoși cu smântână și cașcaval, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru langoși vom avea nevoie de 1/2 de kilogram de făină, 400 de ml de lapte, 50 de ml de ulei, o lingură de zahăr, o linguriță de sare și 25 de grame de drojdie proaspătă. Iar pentru decor vom avea nevoie de 100 de grame de cașcaval, 100 de grame de smântână și câțiva căței de usturoi. Pentru început, voi mărunți drojdia în laptele călduț, voi adăuga zahărul și voi amesteca foarte bine totul, astfel încât drojdia să se dizolve. Voi lăsa acum amestecul să stea pentru 5-10 minute sau până când spuma se va forma la suprafață. Când drojdia a devenit spumoasă, punem făina într-un bol mai mare. Vom adăuga amestecul de lapte și drojdie. 1/2 din cantitatea de ulei. Și sare pentru gust. Voi începe să amestec folosind o spatulă. Iar apoi voi frământa aluatul manual, cât să devină suplu și elastic. Aluatul este gata, trebuie să fie foarte moale și lipicios. Voi adăuga uleiul rămas peste aluat, îl modelez pe cât se poate într-o bilă și îl voi lăsa să crească la loc călduț pentru aproximativ 40 de minute. Bineînțeles că îl voi acoperi cu o folie de plastic. Aluatul a crescut foarte frumos, așa că putem îndepărta folia de plastic și cu mâinile unse cu puțin ulei. Vom lua biluțe de aluat, mai mici sau mai mari, cam de această dimensiune, cam cât o palmă, și le punem pe blatul de lucru. Continuăm, vom face biluțe și le vom pune pe blatul de lucru. Pentru a prăji langoșii, vom aplatiza fiecare biluță de aluat în parte, cu mâinile unse cu ulei, bineînțeles, și punem aluatul în ulei încins. Îl lăsăm să se prăjească pentru 2-3 minute pe fiecare parte sau până când langoșul este auriu. Când langoșul este gata, îl luăm din cratiță și îl vom pune pe hârtie absorbantă pentru a absorbi uleiul în exces. Continuăm în același fel, aplatizăm aluatul și îl prăjim în uleiul încins. Langoșul este gata, așa că îl voi pune lângă primul și voi continua să fac langoși până când voi termina tot aluatul. Am terminat de prăjit langoșii și cât sunt calzi, îi vom freca cu puțin usturoi, așa că voi tăia un cățel de usturoi în jumătate. Frec toată suprafața langoșului. Puteți face și un mujdei din acești căței de usturoi și îl puteți pune deasupra, însă eu vreau doar o tentă de usturoi. Voi pune și puțină smântână deasupra, pe toată suprafața langoșului, iar peste smântână voi pune cașcaval răzuit. Așa va arăta langoșul cu smântână și cașcaval. Este foarte gustos, ușor de preparat. Haideți să rupem și unul, să vedeți cum arată și în interior. Sunt foarte crocanți la exterior și pufoși în interior. Îi puteți servi pur și simplu cu mujdei sau într-o variantă dulce cu gem sau dulceață. Sper din suflet să încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!